Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Începem astăzi un dialog cu invitatul nostru, domnul Dan Moșneag, unul dintre cei care sunt făcătorii de vinuri, cum îmi place mie să spun, enologi mai pe înțelesul tuturor, dar dumnealui sigur că a pornit de la o meserie, a ajuns la alta, asta e viața, cum se spune. Bun găsit și mulțumim frumos pentru că ați acceptat să vorbim despre vin în vie, în momentul culesului. Bine ați venit la noi, la firma noastră. Ceea ce se vede în spate este absolut extraordinar, frumos, așa cum e Blajul în general, pentru că ne aflăm într-o vie lângă Blaj. Da, sau este, chiar în Blaj. Chiar în Blaj. Este o mică plantație de aproximativ 18 hectare, care împreună cu prietenul meu încercăm să o administrăm cât domnul mai bine. Ioan Fleșeru. Domnul Ioan Fleșeru. Zis Mugurel. Zis Mugurel, exact. Și care încercăm să mai diversificăm un pic producția, să creștem un pic calitatea, să lucrăm bine viile și să obținem niște producții bunișoare pentru zona noastră. În ultimii 4 ani am avut producții chiar bune, și din punct de vedere cantitativ și din punct de vedere calitativ. Acum, sigur că mi-ați ridicat mingea la fileu, cum se spune în tenis, și la noi în jurnalism tot cam așa e. Trecem de la unul la altul și sigur că trebuie să vă trimit înapoi. Și ați spus de producții bunișoare. În ce constă producția bunișoară de care aminteați dumneavoastră? Sau cum se ajunge aici? Producția noastră în medie pe ultimii 2-3 ani a fost în jur de 10-11 tone la hectar. O producție mai mare, bineînțeles că ar fi în detrimentul calității vinului. Am reușit până în acest an, încă nu știm exact dacă vom obține aceeași calitate ca anii trecuți. Anii trecuți am recoltat struguri fetească regală în jur de 200-210 grame de zahăr și Sauvignon la 250 de grame de zahăr, Pinot Gris la 250 de grame de zahăr. Înțeleg că asta anul spune ceva. E mai bun. Deja. Nu, din punct de vedere cantitativ seamănă cu anii trecuți. Dar datorită din punct de vedere calitativ, datorită condițiilor climatice, cu primăvara și mai ales vara mai ploioasă și fără destul soare, maturarea și coacerea strugurilor este un pic întârziată, din punctul nostru de vedere, cu aproximativ 10-12 zile. Deci, în acest moment, strugurii nu au acumulat 200 de grame de zahăr. Suntem în jur de 180-185. Da, bine, ați început cu ceea ce... Deci am început cu Pinot Gris, care anul acesta la noi are 220 de grame de zahăr. Într-adevăr, producția este un pic mai mică decât anul trecut și probabil acesta a favorizat acumularea de zaharuri. Da. Calitatea strugurilor și implicit după aceea calitatea vinului are alte tehnici, dar la calitatea strugurilor în momentul în care îl recoltezi, contează doar zahărul sau și nu sănătatea acestuia? Nu, contează. Toate aceste aspecte favorizează obținerea unui vin de calitate. În primul rând, dacă viile au fost bine lucrate și au fost lucrate și manual și în verde, aia a permis ca să se obțină niște struguri mai frumoși. Am desfrunzit un pic ca să fie mai prezenți la soare, ca să ne ajute și pentru protecție împotriva putregaiului. Am stropit în toamnă și pentru protecție împotriva putregaiului. Deocamdată nu s-a manifestat, deocamdată este bine. Domnule Dan Moșneag, se spune că anii secetoși sunt foarte buni pentru viticultură. Anul ăsta, pentru partea de sud a țării, din punct de vedere agricol, a fost dezastru. Ca să fim mai corecți și direcți. Cum a fost în zona dumneavoastră? Deci nu cred că anii secetoși sunt cei mai favorabili pentru o producție bună de struguri. Deci trebuie să fie un echilibru, atât între
cantitatea de precipitații, cât și durata de strălucire a soarelui sau suma gradelor de temperatură care se cumulează pe parcursul unui an. Anul acesta, în perioada de vară, a fost o perioadă cu mai lungă de timp, de câteva săptămâni, cu ploi multe și o temperatură care a fost probabil sub media anuală pentru perioadele respective. De asta și întârzierea și asta este de două săptămâni aproape, exact, nu? Exact. Adică din punctul nostru de vedere. Bineînțeles, noi în fiecare an ne notăm anumite date când facem o evaluare a zahărului acumulat în struguri și din datele noastre, comparând cu ceilalți ani, din punctul nostru de vedere, cam anul acesta scam cu 20 de grame de zahăr pe kilogram, mai puțin decât anul trecut. Am înțeles. Evident, pe măsură ce trece timpul și intrați la recoltat și la celelalte soiuri, spuneați că ați început cu ce soi acum? Pinot Gris. Asta recoltați. Asta da. Se recoltează da. Acum. Da. Și apoi urmează celelalte soiuri. Plantația 18 hectare cum este împărțită ca soiuri? Avem cam aproximativ 1,4 hectare avem Pinot Gris. Avem vreo 3 hectare 70 cu din Sauvignon Blanc și restul de 13 hectare și ceva avem Fetească Regală. Este regina vinului alb, un vin alb care, sigur, vinul alb e clar Transilvania, în Transilvania predomină și sigur că și în Podgoria dumneavoastră. Strugurii roșii nu prea au cantitatea necesară de raze solare, așa cum aminteați și dumneavoastră, de căldură, astfel încât să ajungă la maturitate în timp optim. Din punctul nostru de vedere... Deși sunt pe aici, în Podgoria Târnavelor, sunt viticultori care au înființat și plantație cu struguri pentru vin roșu. Da, într-adevăr, datorită schimbărilor condițiilor climatice din ultimii ani, ați văzut că și anul acesta, cel puțin la noi, iarna n-a mai fost iarnă, așa, cu multă zăpadă. Primăvara vine mult mai devreme, toamnele sunt mai lungi și deci, cel puțin până acum, în ultimii 2-3 ani de zile, într-adevăr, temperaturile pe parcursul anului au fost mult mai ridicate decât mediile multianuale. Și atunci, unii producători care și-au și permis, au început să planteze și soiuri de struguri roșii, cu toate că nu sunt specifici zone. N-au fost specifici zonei noastre și se pare că au rezultate mulțumitoare, mai ales că în ultima vreme a apărut moda cu rozeu, cu șampanii roze și și sigur că Pinot Noir este cel care este utilizat da, deosebit. Exact, pentru, exact. Sau se pretează cel mai cel bine. Cel mai bine pentru șampanie. Se poate vinifica și în alb, care iasă ceva, un vin mai deosebit, ca bază șampanie în special. Da. Domnule Dan Moșneac, haideți să discutăm puțin și despre vinuri, dar până a discutat despre vinuri am o întrebare mai directă. Cum a fost tranziția dumneavoastră de la cifre la vin? Bine, cifrele înțeleg că au fost... Tot în domeniul meseria de da, da, am lucrat înainte la stațiunea de cercetări viticole. Aici, la Blaj. La Blaj, da. Tranziția nu a fost ușoară. Ca să pleci de la o întreprindere de stat, unde cât de cât salariul era asigurat, nu prea spuneai problema existenței pentru ziua de mâine. Dar datorită anumitor conjuncturi am preferat să plec și prietenul meu, domnul Fleșer, într-o anumită perioadă a avut nevoie de cineva care să facă vin și eu mi-am spus, prietene, eu știu să fac vin. Fac așa câte deși 500... nu m-am exprimat foarte tare nu, până acum. Nu, că zic, eu fac așa 500-1000 de litri, că fac acasă, că am via acasă. Am lucrat de când eram mic, săpam via, spălam butoaie, mă punea tata la treabă
Zic, eu știu să fac, nu mi-e frică. Dar tu ai băgat niște bani aici, aici sunt niște alte volume. Și eu zic, la așa volume nu prea mamă. S-au întâlnit, ca să trag o concluzie, doi nebuni frumoși și au hotărât să dea mâna unul care nu făcea vin, dar a zis, domnule, mă apuc să fac vin, că am trăit zeci de ani la stațiune și am mai văzut cum e. De copil v-ați apucat cu tatăl? Da. Sau ați fost obligat? Pe vremuri părinții mergeau la servici și îți lăsa, ca să te obișnuiești cu lucru, îți lăsa un rând sau două de vie până vin acasă, te rog să-l sapi. Da. După aceea, crescând, mai speli un butoi, îl mai ajut să tragă vinul și mi-a plăcut. Bineînțeles, venind la stațiunea de cercetare, acolo era o modă. Toți colegii, toți prietenii, toți făceau vin. Și la o anumită perioadă de timp, când, după ce se limpezea și vinul... Și un concurs, nu? Nu era neapărat concurs. Sau era o degustare. Deci fiecare venea cu ceea ce o reușit să... Exact ce să facă. Și am constatat că de la început nu eram printre cei mai slabi care să facă vinul. De multe ori, pe mulți, calitatea vinului meu era un pic mai, mai ridicată. Dar acolo am mai întrebat, am mai pus în practică acasă și mi-am format așa un pic o deprindere de a face vin. Și ulterior, prietenul meu, având nevoie, i-a zis, măi, dacă ne putem înțelege și eu spun toți pașii care îi fac și tu îi aprobi, mergem mai departe. Și se pare că nu a ieșit prea rău. Dea Dumnezeu să meargă bine în continuare. Haideți să ajungem și la vinurile pe care le realizați aici, pentru că am degustat ceva mai devreme din gama de vinuri pe care o aveți aici la AgroServ. Și mă gândesc că vinul Mugurel ajunge în acest moment, după 2-3 ani de când lucrați aici, nu? Cam atât? Sau da, cam ăsta e al patrulea. Al patrulea an. Da. Încep să se schimbe. Și se schimbă în bine. Vă spune unul care a tot gustat vinul de aici și știu foarte bine. Se schimbă și se schimbă în bine. Care dintre soiurile pe care lucrați vă dă cea mai mare satisfacție? Mă bucur că cunoscând aceste vinuri de o perioadă mai lungă de timp, apreciați că s-au schimbat în bine. Nu aș putea să spun că satisfacție mai mare îmi dă Pinotul, Fetească sau Muscatul sau Sauvignonul. Fiecare își are locul. Exact. Într-adevăr, Pinot este mai puțin, avem o suprafață mai mică, nu produce așa mult, nu produce o cantitate mare de struguri la hectar, dar este un vin totuși deosebit, mai ales dacă reușești să-l lași cu un pic de rest de zahăr și chiar un pic să se matureze un pic. Este un vin deosebit. Fetească, în schimb, este, hai să spunem, specifică, mai ales acestei zone a târnavelor, da. Într-adevăr, este poate vinul cel mai bun în prima parte a anului următor, adică din februarie anului următor până prin vară. Este deci un vin proaspăt, tânăr, este deosebit, mai ales dacă ai condiții și să faci o anumită calitate. Cred că puține vinuri în România sunt așa de savuroase și așa de bune, proaspete. Da, sunt printre viticultorii cei care își doresc imediat să treacă o lună, două și să-și iasă cu vinul, ceea ce pentru unii spun că e un vin foarte tânăr și poate că încă nu a ajuns să-și exprime toate calitățile un vin foarte tânăr. Dar după ce trece o jumătate de an, deja începe să spună povestea.
Într-adevăr, nu suntem noi inventatorii vinului tânăr. Francezii tot parcă au brevetat ceva, vin nouvel sau așa ceva. Și se întrec în luna octombrie sau noiembrie, bine, probabil coleg mai devreme un pic decât noi, că e altă temperatură. Și cred că în noiembrie deja iasă cu vinul nou. Dar din punctul meu de vedere, Feteasca Regală, ca vin tânăr, nu se poate compara cu alte vinuri produse în zona noastră, să știți. Este savuros, este deosebit. Are și o culoare așa galben, verzui, deschisă la culoare. În rest, celelalte vinuri și-au fiecare locul lor. Da, da. De Sauvignon. Acum, ăsta e vinul nostru românesc, până la urmă, Feteasca Regală. Dacă vorbim de Sauvignon, sigur că sunt mulți cei care îl cultivă. Acum Sauvignonul și Chardonnay-ul și-au locul lor. Nu întâmplător sunt pe locul 1-2 în lume. Într-adevăr, fiecare și-are locul, dar noi trebuie să ne promovăm vinurile noastre românești, corect, care sunt deosebite. Și care nu aș putea spune că este o mare diferență între calitatea vinurilor albe produse pe Târnave și calitatea vinurilor produse în alte părți ale lumii, ținând cont și de condițiile pedoclimatice. Și mai trebuie un pic să ne punem la punct cu tehnologia care o au ei, care o au cu mulți ani înaintea noastră. Mulți ani înaintea noastră. Și ca să poți să faci achiziție de tehnologie și să lucrezi cu tehnologie nouă, trebuie să ai și bani. Ai și o potență financiară, da, care la noi a fost mai greu de realizat. Chiar dacă sunt proiectele astea europene, iată, este destul de dificil de intrat și de aprobat un proiect, din păcate. Iar băncile încă nu sunt atât de deschise pe cum am fi crezut la un moment dat. Într-adevăr, sumele pentru un proiect de tehnologizare a unei crame, adică procentul care trebuie să-l asigure de cofinanțare de 50, da, pentru majoritatea oamenilor, așa, pentru firmele mai mici, nu este simplu. O firmă mare are alte posibilități. Parcă, din punctul meu de vedere, proiectele astea au fost făcute tot pentru oamenii care trebuie. Cei care trebuie. Au. Da.